Administrația municipiului Caracal a decis să sancționeze lipsa de interes a localnicilor față de propriile clădiri sau terenuri. Decizia este bine văzută de majoritatea localnicilor, dar există și proprietari de clădiri și terenuri care nu arată așa cum ar trebui și care susțin că nu au nicio vină pentru această situație. Unii nu au bani pentru reabilitarea clădirilor, alții se trezesc cu terenurile pe post de loc de depozitare a deșeurilor. Cum vi se pare o astfel de inițiativă? Mi se pare bună să plătească care au terenurile. Unde sunt terenurile în paradină, stau degeaba și mă bălării pe ele. Se luat. Clădirile abandonate? La fel. O considerați bună? Da, e bună. Nu e binevenită, nu ne-au crescut pensiile. Eu, de exemplu, mi-a murit soțul, am o pensie de 1000 de lei, ce să plătesc, am un intravilan. Și tot primăria a făcut acolo ghienă de gunoi. Tot se duc și deversează acolo. Ce construiesc pe la blocuri, arunc acolo. Supraimpozitarea proprietăților abandonate, fie ele clădiri sau terenuri, poate ajunge de anul viitor până la 500% în baza unei hotărâri a Consiliului Local Caracal aprobată luna trecută. Autoritățile au recurs la o astfel de măsură pentru a-i determina pe proprietari să acorde o atenție mai mare imaginii orașului. E justificat acest lucru. Avem câteva clădiri care sunt într-o stare de degradare avansată. Sunt oameni privați care au privit cu spatele solicitările primăriei de a face ceva. Până la urmă, ori o vinzi, ori o repari. Nu poți să lași în mijlocul orașului o dărăpânătură. Și atunci am venit cu această propunere, 500% mi se pare rezonabil. Măsura luată vizează inclusiv administrația locală, care deține numeroase clădiri de patrimoniu aflate în diverse stadii de degradare. Pentru o parte dintre ele au fost accesați banii necesari reabilitării și consolidării. Pentru cealaltă se vor aloca sume importante de la buget în vederea conservărilor până la atragerea de fonduri europene. Problema numărul unu este ca noi, primăria, să avem grijă de patrimoniul pe care îl avem, pentru că și noi avem câteva clădiri care nu ne fac cinste, sunt lăsate abandonate de ani de zile. Sper din suflet să reușim într-un timp foarte rapid să le valorificăm și măcar să le facem conservarea, partea de conservare, în așa fel încât să nu se degradeze până în momentul când vom avea bani suficienți ca să facem reparație de rigoare. Municipiul Caracal este unul dintre orașele cu cele mai multe clădiri de patrimoniu din țară. Mare parte dintre ele au fost revendicate, dar foarte puține dintre ele și-au recăpătat strălucirea de altă dată. Cheltuielile cu refacerea acestor imobile sunt foarte mari și necesită aprobări speciale. Majoritatea proprietarilor sunt prea bătrâni și prea săraci pentru a dispune de banii necesari refacerii acestora.